Societatea Națională de Cruce Roșie România a organizat astăzi concursul național Sanitarii Pricepuți în cadrul programelor sale de educație pentru sănătate. Desfășurăm faza județeană a concursului Sanitarii Pricepuți. Avem peste 22 de echipaje venite de pe raza județului și municipiul Arad. Cu o deosebită plăcere am invitat un echipaj al Crucii Roșii Maghiare din județul Becheș, care s-a prezentat în afară de concurs, deoarece și noi am fost invitați la ei, sunt partenerii noștri. Concursul este un concurs de acordare prim ajutor. Copiii sunt foarte atrași de această activitate. Am reușit anul ăsta să-l facem mai deosebit cu mulaje și am încercat și în exterior și în interior, pentru că cazurile să aibă o complexitate mai mare. Aș dori în modul ăsta să mulțumesc medicilor de la ambulanță, de la UPU, care au venit să jurizeze în voluntariat, și voluntarilor Crucii Roșii, domnul doctor Dragoș, care a pregătit cazurile, care s-au ocupat ca acestea să fie cât mai aproape de realitate. Concursul constă în acordarea primului ajutor la răniți și test de teorie. Echipajul de grupă sanitară constă din 5 elevi. Concursul se desfășoară pe școli în tot județul Arad din luna martie, faza municipală și județeană. Băiatul a căzut inconștient, stop cardiorespirator, fără puls, fără nimic. Colegele mele i-au acordat primul ajutor, l-au adus la puls, la tot ce trebuie, l-au pus în poziție laterală stabilă și am așteptat ambulanța. În al doilea caz am avut o amputație unde au trebuit să punem garou și să ridicăm piciorul, să punem pansament. L-am așezat pe spate, i-am acordat primul ajutor, i-am verificat funcțiile vitale. Copiii au fost solicitați la un caz, deci e vorba de o persoană cu o amputație de membru inferior. Copiii s-au prezentat în general bine. Au evaluat bine victima, au acordat primul ajutor. Invitați din partea Crucii Roșii Maghiare Becheș participă un echipaj de elevi, ocupanți ai locului întâi în județul Becheș la un concurs similar, împreună cu directorul filialei. Finanțarea concursurilor s-a făcut prin proiectul câștigat la Centrul Cultural Județean Arad, de la Direcția Finanțelor Arad, din cotizații ale membrilor de Cruce Roșie filiala Arad.